bună ziua! Numele meu este Mircea Târhoacă, sunt comandantul navei școlii Mircea, iar gradul meu este comandor. Sunt născut în Brăila, am ales meseria de marinar în urmă cu 25 de ani, prin faptul că am dorit să dau la Academia Navală. Sunt absolvent al liceului Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila, iar la finalul clasei a 12-a am hotărât să mă întorc la prima mea meserie pe care mi-am dorit-o, cea din marinar. Eram foarte mic, aveam un vecin în blocul în care locuiam, iar vecinul respectiv a fost un fel de model pentru mine. Și astfel, la 18 ani, când a fost să mă decid în ce parte să-mi urmesc cariera și viața, am ales să mă fac un fel de marinar militar. În anul 1993 am ales să dau la Academia Navală, pe care am absolvit-o în anul 1998. Prima mea funcție a fost la flotila fluvială de Dunăre, iar după 2 ani de zile am ales să ajung la nava fluvială de comandament Siret, unde am ocupat funcția de ofițer secund. Ajung la nava școală Mircea, unde am ocupat funcțiile de la ofițer cu navigație, ofițer comunicație, aproximativ toate funcțiile posibile pe care le puteam accesa ca ofițer de punte. Iar în anul acesta, în luna februarie, pe 23 februarie 2018, am fost numit la comanda navei școlii.